America promite sprijin pentru Republica Moldova. Este anunțul făcut de secretarul de stat al Americii. Aflat într-o vizită la Chișinău, Blinken a spus că cea mai mare povară acum este pe umerii țărilor vecine Ucrainei. Republica Moldova va continua să ajute ucrainenii, să cere urgent sprijin internațional. Este mesajul transmis de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul întâlnirii cu secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken. Republica Moldova are nevoie de ajutorul și contribuția imediată și semnificativă a comunității internaționale pentru ca oamenii și economia noastră să facă față în continuare acestor provocări. Avem nevoie urgent de ajutoare pentru cazarea temporară a acestor oameni, asigurarea lor cu strictul necesar. La rândul său, secretarul de stat al SUA a declarat că administrația Statelor Unite este pregătită să ofere acest ajutor. Administrația Biden a cerut Congresului să aprobe un fond de 2,75 de miliarde de dolari pentru asistență umanitară, pentru nevoile comunităților, oamenilor în Ucraina sau a celor țări care ajută la gestionarea acestei crize. Mai mult, Anthony Blinken a subliniat că SUA va oferi asistență pentru consolidarea sistemului energetic al Republicii Moldova. Acesta a precizat că Statele Unite va acorda 18 milioane de dolari. Asta o facem atât prin sprijin financiar pentru dezvoltarea alternativelor de surse, aducem și experți tehnici. În cadrul aceluiași briefing, Anthony Blinken a vorbit și despre acțiunile SUA privind atacurile din Ucraina. Examinăm pasarea avioanelor de către Polonia în Ucraina și să vedem cum putem să facem acest lucru în caz că Polonia va decide să furnizeze aceste avioane. Nu pot să vă dau niciun grafic de timp, dar examinăm această problemă în prezent. Secretarul de stat al SUA a salutat decizia Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Până pe 8 martie, înaltul diplomat american se află în vizită de lucru în mai multe țări din estul Europei.